Opa. Am, în... am ajuns la stână. Ia uitați cangale acolo. Nu suntem la stână? Mai avem până, nu? Ia uite cangalu. Uitați, am un bun cangal. Oi. Bucovina. Vin, vin să ne întâmpine. Și un corb acolo frumos. Nu pot să dau zoom, oameni buni, că filmez cu GoPro-ul și n-are zoom. Camera aia mare e în traistă. Dar vedeți așa ca peisaj. Și câini și... Salut! Nu mă auzi. Păi mai stăm aici? Ah. Mai bași între ei. E un cățean călduri și mai au rivalități. Da. Mai au rivalități câini. Da, două femele văd că se bat acolo. Da, da, păi așa fac, să bași între ele. Că... Să bași și femelele, nu? Câteodată. Da, păi băi, razna, când una e cu... Și vorbește frumos că se filmează. Nu, că nu s-aude, poți să înjuri. Glumesc, glumesc. Hai că ieșim și noi pacii și dai și mergem spre stână, mai filmăm și acolo da. Împiși. Câți câini ai? Păi, am vreo 10, dar mai am și pe acasă după ei, vreo 2. 10, aha. Da, ia... foarte bun, câinii de animale. Aia mică e un pui de cangal, nu? Tot un fel de cangal, dar nu cred că e prea reușit așa. După cum am văzut pe eu, da. Hai, păi, în viață mai luăm și țet. Ce vârstă are? Asta mare are 10 luni. Aia e frumos. Aia are vreo 6-7, dar... Care are 6-7? Aia e mică. Aia e mică. Mare, dar nu unul dintre ciobanii care a avut, da. Cred că, printre primii corbi pe aici, pe văile astea la noi. Bine, mi-a dor muscat lui de la Pomorăciu. I-a văzut fa. El aici a avut stână, unde mergem unde e băieții ăștia aici, aici au avut stână. În tinerețe au ciobănit. Și aveau câini. Au avut câini. Le mânca și ursul și omul.
Corpi, da, foarte, foarte. Nu i-am prins eu din povești, îmi povesteau, mi-a povestit tatăl meu și mulți alții despre ei. Te trăgea jos după cap, din căruță, nu puteai să treci. Da, hai Bogdane, că-i dăm și noi un șurel. Dă și tu încolo. Pornim iar. Pornim iar off-road-ul cu atelajul. Și aici, frate, munții. Domnilor, până aici ați plătit? Până aici am plătit, ne dăm jos. Hai să ne dăm jos. Opa! Deci aici e stâna. Ia uitați peisaj. După un drum anevoios cu căruța și cu semigreii, foarte bun cai, m-au impresionat ce forță poate să aibă. Cale. Trebuie să fie, filmează cai. Uvida. Păi și tu ești mai un cal, te filmești pe tine. Eu sunt armăsar. Da, păi și ăștia tot armăsari sunt. Deci, după un drum anevoios, după cum spuneam, în care cai ăștia și-au făcut o treabă extraordinară, nu mi-închipuiam că sunt așa puternici niște cai semigrei. Și luați acolo din față, dacă și din față, am ajuns la stână. Din față fain să ies. Ia uitați. Aute aici pe domnul Ovidiu Cristinoiu. Pe sistem. Pe sistem turbo. Acolo se vede bine în fața lor, așa și gata. Da. Și aici ai întors, nu? Da, îi dăm de la. A, îi dai de vale? Da, da. Aha. Abrupt. Peisajul, jos pălăria. Și urmează să mergem către stână. Și trebuie să ne ferim de câini. Trebuie să mergem în noi înainte și că el vine după noi și de-abia îi filmăm când coboară el cu ei. Aha, ok. Hai să mergem. Aute frâne ce are. Are frână puternică pe spate. E pe disc, Ovidiu? Nu pe disc. E pe tambur. Pe ferădou, pe tambur. Pe tambur. Frâne de ar. Ei, am glumit, știam că n-am pe disc la căruță, îți dai seama. Da. Super. Uitați, astea legate cu lanțuri, deci dacă nu erau legate, cădeam din căruță. Noi, fanii, am trăit experiențe de senzație aici. Da. N-am mai trăit. N-am trăit niciodată, adică ce să n-am trăit. Dar ne spun, am avut o temere de vreo două ori să nu cad din căruță. Da, și... Sau să nu ne răsturnăm. Pentru că uitați-vă, uitați-vă, oameni buni, până ce hârtoape suntem aici la munte, în creierul munților, la stână. Băi, nu pot să supraviețuiesc eu aici. N-am tehnică de supraviețuire. Băi, dar trebuie să fii muntean, ca să fii adaptat să stai aici. Eu de la șes nu prea fac față. Tu, băi, Ovidule, tu stai că tu ești vălean. Tu ești vălean de munte. Tu ești adaptat aici. Eu nu pot să mă adaptez, sunt ai tu. Cum, mă, nu stai la București bine? La București bine, dar nu tot aici. Băi, fane, trebuie să adaptezi, a intrat în echipa fane și câinii, e de-al nostru. Da. Stâne, câini, povești. Hopa, 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 hopa.
sunt cu mult mâna înaintea voastră la cânci, la... Montează, da. A, dar nici nu credeam că acum suntem mai experimentați ca tine, normal. Mamă, era săcat, băi, oameni, măi. Fane, ține-l de gât, mă. Da, îl țin de gât ca săcat cu tot cu el. Cum să nu-ți placă, băi, Fane? Îmi place, mă, e superb. De ce? E minunat, mă relaxez aici. Aer curat. 5 mm de cauciuc, brânză, șuncă și frică pentru Dan. S-aud câinii. Măi, muzică. Vin câinii, mă, oameni, mă. E stat acum căruță. Pilării la țară, într-adevăr, dar la șes. Mă plimbam cu căruța pe câmpie, într-adevăr, când eram în generală, da. La câmpie e altceva, mă, nu e așa de dură viața ca la munte. La munte e mai aspră. E dură, băi, frate, să vii niște. Băi, și câinii au obișnuit la câmpie. Da, voi vedeți cum trebuie câinii pe aici? Uite, ne-am apropiat de stână. Da, uite, ce s-a dus, ce demaraj. Deci le-a dat o comandă și caii vin singuri, fiți atenți. I-a chemat. Arieho, arieho, ceva de genul. Ceva de genul. Hai zbida. Comenzii pe care noi nu le știm. Sunt foarte interesant. Cum au percutat caii, cum i-a chemat, au și venit. Aha, ia uite. În coliba asta nu stă nimeni aici, bănuiesc, a? Nu, e stâna, noua stână pe care o fac băieți aici. A, o fac acum, da, nouă? Da, au construit, au ridicat acolo, dar nu au terminat. Aha, ce chestie. Din femeia aia de acolo sunt florii ce i-ați filmat mai devreme. Da, da? Aha. O femeie. O femeie de 16 ani, 15 ani, 16 ani. Nu sunt acolo, da? Da. Și aici, în valea asta, între munți, e stâna. Astea sunt stepele aici. Câini și ciobănești. Și oi. Oile însoțite de ciobănești. Avem și cangal și bucovina acolo. Corb. Și corb. Ia uitați, foarte frumos. Deci aici sunt sterpele, Fanei, să înțelegem, oile le are la Saivan. Da. Sterpele? Da. Aha. Sunt curios și n-aș vrea să aflu chiar pe propria piele dacă se dau câinii ăștia la noi. Bănuiesc că o să se dea, dar dăm și noi din picioare. Cum putem, facem un joc de glezne. Acum e vine să vedea aia, că nu e vine. Nu, niciodată calul încins nu trebuie să bea apă. Asta știu și eu. Face la plămâni. Instant face pneumonie. Facem transpirare? Da. Ei nu pot să prindă. Ei se pune piciorul și fuge. Le fuge piciorul. Atunci ei se chinuie să mute picioarele repede ca să prindă. Să agățe. Acolo
era, cu la ceară era mai aia. Da, da, nu vreau să-mi doar, după poartă la perete și când se pune pe fața la perete. Și pe picioare, nu? Pe un picioare. Nu? Astea sunt doar pe ușii. Doarme ca ușii. Ia uitați, câinii. Aici e un corb adevărat. Da, uite corbul. Corb de corb. Kangalu e primul după stăpân și apoi vin și ceilalți. Băi, n-am un băt și eu să mă apăr. Am doar bocanci. Las că nu e singur. Te ajutăm și noi. Mă protejați până fugiți voi și după aia mă descurc eu. Turos! Am și aici, nu? Păi... Turos! Acum nici să nu-i provocăm. Pentru că nu trebuie să ne ducem la baie chiar așa de des. Dați oile. Oile pe spate. Da, zic eu. Da, da, da. Ales stânga să mă duc. Aha. Ca să-i prindeți oile pe spate. Ne deplasăm mai așa, mai... într-o poziție. Dar vine spre tine acum. Aici ar. Adă-te tu mai aproape. Ai vino mai aproape. Să nu sară câinii, domnilor. Adrenalina este crescută. E învățat. Câte oi ai cu totul? Vreo 70, 7, 8 lat. Și mai am acasă. Câte ai acasă? Vreo 50 acasă. Aha. Deci peste 100. 157. Am înțeles. Nu mai avem multe, că n-ai cu cine să le mai plăle. Aceeași problemă cu omul, nu mai găsești oameni. Hai să ieși unul ăsta de drag. Urși ceva? Sălbăticiuni? Sunt urși, lupi. Sunt probleme. Aici sunt viața lui. Și ursul și lupul aici. Da, are și unul să l ajută. Pădure. Pădurea, da, da. Nu se mai păsește, nu mai curăță nimeni, așa. E mulțumit de câini, așa, fac treaba. Câini își fac treaba foarte bine și la urs și la lup. Sunt câini de oi, crescuți la oi. S-a întâmplat să-ți rupă vreun câine, ursul? Mi-a rupt odată unul. Care ursul, pe ăla de acolo care și are pe jos și pe ăla. Ah, ăla de acolo din ăla negru. Aha, de stă jos. Ăștia la alții, ăia de sus sunt de celandri, ăștia mai mici. Nu sunt așa prea periculos de om ca... E foarte bine, e foarte bine să fie doar de urs, de lup. Urs, de lup. Da, de las oile singuri aici, noaptea le las, am nicio treabă, nu s-a vrut pe nimeni. Le lași cu câinii, nu? Da, da, cine deja de câinii pe lângă ele, nu stă după mine, nu stă. Eu am pe ăștia mai mici, mai... Până îi mai înveți un pic.
Și lupul cum vine? 2-3 lupi sau singuratic? Unul înainte, trage câinii după el, după aia apare altul. A, deci folosesc o strategie, da, practic. Bine, unul dacă apucă să ia ea, dacă n-apucă să ia alea câinii și trebuie să fii atent că sare altul imediat, apare. Aha. Și a, de pe aici, de multe ori, și a de la pândă, prin mărăcinii ăștia, vine ca vulpe. După dealurile alea, munții aia de acolo. Hai să ieși și în partea la toți pește fiști. E terenul foarte rău și aici nu poți să ții voi multe pentru că nici nu ne avantajează zona și nici nu ai cu cine. Am înțeles. Practici de mult meseria? Da, da, o practică de mic copil și o l-am mai ajutat pe aici. Că și pe viitor te gândești tot în domeniu? Da, am zis, da. Nu mai e cu cine, nu mai sunt cu oameni. Am înțeles. Dacă să le ținem așa de frumusețe câteva pentru noi și cam atât că... Da, da. Aici la noi, în zona asta, nici nu prea vine nimeni pentru că e terenul foarte rău și... Am văzut că de-abia am ajuns aici. Da, e foarte greu, greu. Da, și stai, mai reținem și noi cât o mai putea, așa de... Pentru noi, că dacă am crescut de mici cu ele, păi, duceți acolo, să... Da, tradiția, duceți mai departe. Da, pentru... Da, ce nu... rasă de mine? Țigaie și surcană. Țigaie și surcană. Da, da, da. Aici la noi e țigăi, deci... Surcana, mi-a zis și surcana, da. O prea... Surcana e mai mult loc. Astea sunt mai mult stiercuri și surcana, nu trebuie mai. Da, văd că te-ai luat și cangali. Da, sunt bune așa de sărbăticiuni, ești mulțumit? Sunt, iuți, sunt mai iuți un pic, ca ăștia la sunt mai face, dar acum sunt mici, până când sunt mai... Sunt puiendri. Da. Ăla, spre exemplu, cât are cel mai mare? Ăla mare are 10 luni. 10 luni? Da, cam așa. Păi la un an jumate se maturizează. Poate face un an jumate atunci. Până atunci nu. Iese ceva din el sau nu iese. Am zis să încercăm și cu de-astea. Da, tot ăștia ciobănești ai noștri sunt mai... Tot ai noștri, nu? Da, sunt de bază, da, la urs. Acum încercăm și pe ăștia, da. Ăștia, cangalul, când vede ursul, se bagă și el, sau? Se duce cu ăștia mari, se duce, dar acum nu se bagă așa, că vezi dacă e mai mici. Sunt mai mici, da. Învață meserie, practic. Învață după ăștia mari, dacă... Dar învață la tare după ce să înveți, acum depinde dacă vrea să înveți. Da, da, da. Dar de ce rasă ai fost cel mai mult în ăsta? De Bucovina, de corb? Nici Bucovina nu e. Mai bun sunt corbi ăștia ai noștri. Da? Corbi? Da. Majoritatea da, sunt. Da, eu am mai avut și ceva de Bucovina. Nu a fost original de Bucovina. Bucovina cu ciobănesc. Dar nostru românesc. Și la urs foarte bun. Da. Dar la lup grei. La lup greu, a? Da, sunt grei. Sunt câini mari grei. Bun, la urză, înțepeneală, n-ai treabă, dar la lup trebuie ceva mai ager, mai iuți. Da. Aici, pe zonă, ce e mai periculos, ursul sau lupul? Adică, la pagube mă refer. În principiu, lupul e mai periculos, dar și ursul, pentru că la urs, dacă n-ai câini bun de urs, să bage ca lumea la el, n-ai ce să-i faci. Uh-huh. Lupul, dacă ai 2, 3, 5 câini mai așa, ăla mai fugi. Dar da. Ursul, dacă apucă și să învață, nu-l mai dezvinc. Dacă n-ai câini bun să bage la el, am înțeles. Nu-l mai dezvinc. Așa, cam cât de des vine ursul pe aici? Anul ăsta nu prea ne-a supărat așa. A fost o perioadă prin august, atunci a fost câteva prune, august-septembrie atunci. Aha. Atunci a fost așa. După aia, mai am dat de-i așa pe-colea, dar nu să ne supăr. Lupi, eu am. Mai... Lupii vin mai des, da. Aici a fost lup de când eram eu mic, de când era tata mic. Aici a fost o zonă care îi și favorizează pe ei și aici de mici au fost. Adică știe și ciobanii care au fost înainte aici, în bătrân, aveau probleme cu lupii aici. Toată zona asta. Belea cu lupi, s-au și mulțit. S-au înmulțit acum? E protejat și lupul, din câte da, știu. E protejat și lupul. Și ursul. Da,
dacă noi mai împuținează, mai ce frate, să faci cât ai ține tu și un căr de câini, lupul e hosă. Lupul e bandit, da, e viclean așa. Păi cam bun. Da, mistreți? Mistreți nu prea mai sunt. Nu prea mai sunt, da, da. I-a decimat pesta. Ea a fost atunci cu pesta, era înainte, erau mistreți aici, erau viața lui, adică peste tot erau, dar s-au dus. Uh-huh. Atunci cu pesta 2 ani de zile și i-a terminat, s-a dus. Da, da, da. Mai găsești, da, câte unul pe Hoarea. Pe Hoarea mai sunt, nu că nu mai sunt deloc, dar puțin. Am înțeles. Foarte. Pe mulți ieși aia înapoi. Și pe aici le păstorești în partea aia, după, da, după deal. Da, partea aia și aici, toată. Toată zona asta, nu? Toată zona asta. Și în partea la altă vește multe pești. Dacă ai cu arzul ăla, n-au mai păsit nimeni, nu s-a mai curățit. Dar... am mai curățit nu-i pe Hoarea, da, da. Iarna asta nu prea a fost zăpadă pe aici. N-a fost zăpadă pe aici, dar am mai ținut pe aici, că... a fost timpul mai așa, am dus palea care sunt mai groase, le-am dus acasă, dar astea sunt mai târzi, spatele de mai târzi, le-am mai ținut pe aici, și acasă, dacă le nu prea. Și când e zăpadă pe aici, e viața le, dificilă? Le, da, e, e greu. Nu mai ajungi decât cu elicopterul. Când minge, nu mai, le ducem acasă. Da. Aici, mai să plimbă și el. Da, da, da. Mai mult pentru că e așa de mai liber aici acasă, trebuie să-i leg, trebuie să le țin numai legați, închiși, dacă stau în sală. Da, 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 da. Aici iau libertate. Da, stau și liber. Fug, aleargă. Da, da, abia face poftă de mâncare. Ai, ai o bută ciobănească, da, tradițională, remarc. Tradițională. Specială, cu nod de la în capăt. Special pentru poartă, purta ciobanii înainte, acum da, da, n-are ce să le mai facă nici pe astea. Foarte fain. Asta e. Mai copilări și noi pe aici, că mai purta. Și Bogdan, zici că e un lup mare aici? Da, e unul mare, roșcat așa. Cred că e și cam bătrân, că are experiență bună. Ăla când vine, ca rar să ratez. Nu pleacă cu plasa, da, ăla ți-a făcut odată pagubă? Ăla mi-a făcut de vreo două ori pagubă. Da. Și când intră ea câte o oaie, nu? Și... oaie, dacă aici e terenul rău și e, are experiență în domeniu. Aha. Și el însă, pomul să stea. Cam cât de mare să fie așa? Cam... e câinii ăștia mie micuți față de el. Ah. E un pic mai mare ca, ca un pic ăla negru de acolo de o țapă. Înseamnă că are un 80, yeah, un greabăn. Am mai văzut și unul, da. Ăla e cam cât mai garul să fie. Da? Așa mare? Da. Dar oricum e bătrân ăla, știe el să... Și mai bine soțit? Da, mai e unul mai mic cu el. Vine ăla mai mic, îl trimite înainte. Și stai câinii după el și pe ăla mare. Că vine și dacă ți-a prins oaia, nu mai zis să mai faci cu ea, decât pastram. Ăla e... deci așa și cu lupul, face, da, face pagubă mai mare ca ursul aici în zonă. Ursul aici nu prea ne sufără așa. La urs, dacă ai câini buni, nu prea, dar lupul e hoț. Lupul e hoț, să strecoare printre câini sau nu-l simt mereu câinii? Bun, când uneori îl simte, uneori nu prea îl simte. Dacă vine câte doi, vine unul înainte, pleacă câinii după el. A, am înțeles, folosesc strategia asta, aha, să-i atragă. La altă imediat. Interesant, interesante lucrurile astea. E o strategie aici, de... aici cu sălbăticiunile. La munte, cam
aici să-și face locul veac. În jos, pe la câmbul, pe acolo e mai mult șacal. Aici e mai simplu, lup. Lupul ăla mare care zice de cam cât timp își face veacul pe aici? Păi, cred că numai eu știu, de vreo 4-5 ani pe aici, pe la noi. Da? Da, înseamnă că... Și nu e prea mare, se poate pandamare. E bătrân, dar nu prea m-aș supăra până acum de câțiva ani de zile. A început să apară mai mult și aici s-a mulțit. Pe lângă ăla mare mai sunt și alții. Da, da, da. Sunt vreo 4 ce am văzut eu. Sunt 2 tot așa mari care umblam în 2, mai medii așa. Și unul mic cu ăla mare, e unul mai micuț, ăla vânăt așa. A, doar 2? Ăștia 2, ăla mic cu vânătul și cu ăla mare, cu roșu, ăla roșcat ăla. Ăsta am în 2 și mai sunt 2 mai mari. Ăștia umblă cu 2 cu 2. Da, toamna, vara cam umblă, mai stingheri, mai câte doi, toamna cam umblă și mai mult. Și când se întâlnesc cu câinii față în față așa, cum se întoarce și fuge instant lupul, da, nu? Da, lupul fuge instant, cum alatră câinii, gata. Dar e foarte iute față de câini. Da? E iute? Da, lupul e foarte iute față de câini. Bănuiesc că și rezistența la pe distanțe da, lungi sunt oare. Și mari, sunt mari și sunt iuți, animale sălbatice. Da. Îți trebuie ca să atace un lup, îți trebuie 2-3 câini. Nu îl prinde. Nu îl prinde, nu? Nu îl prinde. Unul la unul nu are nicio șansă un câine, nu? Nu. Sau părerea ta, nu știu. Nu cred că are șansă unul la unul, dar 2 la unul, cam are. Dar 2 la 1. Prinde, pentru că e foarte iute și nu îl prinde. Cred că ar fi câini de iute. Rar câine să-l prindă lup. Așa, la zonă, la poiană liberă, nu îl prinde nici de alăg, poate să-mi spună mie. Am înțeles. Am auzit cu cangale astea, ce să-l prinde, dar nu prea cred că îl prinde. Ți-ai luat cangale să faci probă? Acum să vedem, facem probă, dacă l-o prinde, chiar sunt curios, mai iau unul tot. Uite, sunt curios, când o evolua cangale astea ai tăi să o face maturi, aș fi curios așa cum... În experiența ta, da, cum au evoluat, pe teren, mă refer. Da, da, dar mascul nu ți-ai luat de cangă. Nu, mi-a luat două femele, mi-a luat una mai înainte și apoi am mai găsit una. Da, mai la promoție. La ofertă. Așa se duplă cu promoția. Hai să unul luăm, unul mai mare și unul mic, bonus. Acum... Da, da. Vedem dacă o mai crește și ăla mic. Măcar pe jumatea la ăla mare. Da. Stai, mai probăm și pe. Dar ia fii atent, când ai plecat așa cu oile pe traseu, a existat vreodată elementul surpriză să te întâlnești cu ursul? Nu, sau să-l vezi așa? Nu prea așa, nu prea-l vezi, decât dă câinii de el, pe acolo. Câinii ăia înainte caută și el cam scoate după culcuș de el. Îl mai vezi, îl vezi. Da. Dar să vine el așa la tine, dar nu prea. Reacția lui e să se îndepărteze, nu? Da, când te vede. Dacă e ursul, ai că cu cuia e mai periculos. Aha. Dar așa, să vine, să sară, voi nu prea am avut. Am mai venit așa uneori, dar mai rar. Am înțeles. Da. Dacă ai câini buni, ursul nu prea să face probleme, dar lupul... Am înțeles, deci lupul e viclean, lupul e periculos aici. Oameni buni de la Bertea, de aici, cu Bogdan, vă salutăm și sper că v-a plăcut acest clip. Și cu băieții, bineînțeles, fără ei nu ajungeam aici, eram în groapa Marianelor. Stăteai la televizor, stăteai la... Stăteam, mă uitam la seriale, vorba ta, Dane. Pe Național Geografic. Exact, exact. Vă salutăm și sănătate tuturor, numai bine. Uite cângălițul ăsta ce se dă la Ovidiu. Ce l-ai făcut? Nu e nimic antărât așa. Nu, e bun ăsta, bucovinea ăsta. Corcitie. Ăla? Va trebui să mergem o porțiune pe jos. Să coborâm de pe munte de aici. Pe terenul ăsta accidentat. Gata, s-a încheiat vizita. Cum? Mi-ai dat cizmele astea cu trei numere mai mari. Băi, altele n-am avut.
Ia uitați aici un lac mic. Frumos, frumos la munte, relaxare. Echipa Fane și câini în acțiune. Da, facem, facem off-road cu picioarele. Nu Fane doar la Ialovința, vezi tu, ne-am dat pe zona Prahovei. E o zonă neexploată. Băi, zona Prahovei e o zonă minunată. O zonă frumoasă. Pe aici o să ne găsiți, de aici da, o să venim mai des. Pentru că avem ce vedea, avem ce vedea, peisaje, oi, animale, câini ciobănești, animale, câini ciobănești, povești. Povești și mai multe din zona asta a oieritului, păstoritului. Și oamenii ăștia spun povești reale, adică nu inventez eu o poveste și povești reale. Sunt atâția urși aici încât imposibil să n-ai tangență cu ei, sau lupi. Ne sunt și arătate filmări care nu putem să le postăm, bineînțeles. Adică totul este real. Da. Da, da, da. Acum nu putem posta orice filmare, că sunt ale oamenilor și poate nu vor să apară. Dacă nu sunt aici, unde să fie, mă? Uite. Deci uitați ce e aici. Uitați ce e aici. Uite, vine și cu calul. Vii pe aici, nu? Deci uitați ce peisaj mirific. Nu știu, o zi de relaxare, de genul ăsta. E o zi de fincarci bateriile, pur și simplu. Și facem în continuare, cât ne mai permitem, timpul și buzunarul, bineînțeles făcând pe, din resurse financiare proprii, că nu ne sponsorizează nimeni. Ce zici? Spectatorii care ne urmăresc și așa, dă like, distribui mai departe, ne ajută și pe... Da, să ne susțineți moral. Asta, pasiunea. Asta vă rugăm, o susținere morală, un like, un share acolo, dacă vă place, nu altfel. Un subscribe, doar dacă vă place. Noi nu obligăm pe nimeni, nu cerșim like-uri, nu. Noi facem transferul, cât un transfer, Ovidiu, care e binevenit în echipă. Da. Alții mai pleacă, cum a fost Jean, mai se retrag din... Aici încă mergem după căruță pentru că e un teren accidentat și încă nu putem să ne urcăm ca să poată să tragă caii cum trebuie și plus că e terenul foarte accidentat. Ia uite! Cum e, Dane? Îți place? Da, fac. Viața montană? Da, mai călătorit de nu. Uitați aici ce drum abrupt. Ce fain să vede și de aici. Locul ăsta e desprins din poveste. Da. Da. Interesantă povestea cu lupul ăla. Am mai auzit de lupi așa mari. Da, este lup în zonă, cum ați văzut și spunea și băiatul cu oile. E un lup foarte mare, un exemplar destul de rar. E bătrân, Pani. Bătrân, bătrân. Am mai auzit oameni. Da, eu acum încerc să țin și camera, să nici nu cad pe aici. Și pe Dan, cum a căzut. Da, e abrupt, noroios și s-a alunecă repede. Ia uitați ce forme au copacii. Zici că suntem într-un film din ăla. Cu aventuri. Hopa, 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 să nu cad. Da, foarte, foarte mișto. Dacă trepidează imaginea, asta e, oameni buni, dar hârtoape și n-am ce să fac. Era roșu, exact cum zice ăsta. Mai avem de mers pe jos. Încă nu ne putem urca în căruță. Hai să le dăm drumul la câine. A dat drumul și câinii s-a dus, și l-a prins într-o vălcea. Nu ce lăcăia câine. O răcăia ce e că o răcă un om. Binele? Da. Ai, în halul ăla s-a manifestat. Dar nu mi l-a rupt. Păi stai bătrân. A bătut cu tata cu păț, au bătut la el ca să l-a rupt să le dea drumul. Erau mulți de foame. Ce câte câini s-au
Au fost multe întâmplări aici, dar n-am timp eu să le ecranizez pe toate. Sunt foarte multe întâmplări în care oamenii ăștia au trecut cu urși și cu lupi. Da. Când mai venim cu altă ocazie, o să mai povestească oamenii ăștia ce s-a mai întâmplat. Din păcate nu stau foarte bine cu timpul și nu pot să stau mult. Dar pe viitor o să mai auziți. O să mai facem una la vară, să-i frumos. Da. Da, 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 la vară, la vară. Iar facem ceva frumos aici. Uite, panta asta era nasoală tare, dacă eram în căruță. Dar câte sacrificii faci? Mă sacrific? Băi, nu, nici nu consider oameni buni un sacrificiu. Consider o plăcere. Chiar dacă gâfâi pe aici, obosez, mă expun la anumite riscuri. Băi, îmi place, nu știu cum să vă spun. Mă deconectează din lumea aia a orașului de care m-am cam săturat. Extraordinar. Da, da, sunt oameni. Nu sunt așa triști ca la oraș. Nu, nu. Oamenii sunt cu poftă de viață, băi. La oraș sunt mâhniți. Da, mâhniți, stresați, contra cronometru la orice oră. Aici poți să te bucuri de viață. E și muncă multă, foarte multă. La munte, cu animale. Dar, na, e ok, e fain. O porțiune mai grea, unde cred că, dacă nu cad, trebuie să-mi iau un pic de viteză. Mă, cred că am luat-o prost, exact pe mijlocul la bălpoacele astea, în loc să iau pe iarbă. Da, băieții s-au dus deja în urmă, bătrânul Fane a rămas în urmă. Băieții sunt înainte. Bătrânul Fane încearcă să țină pasul. Opa! Să nu cad. Am reușit să mai ajung din urmă. S-aud câini. S-aud câini aici. E bele. Văile astea foarte solicitante la... Opa, mamă, era să cad. Foarte solicitante la... Mai mult la coborâre decât la urcare. Că n-ai control la coborâre. Ajungi pe la jumătatea traseului. Iar o poieniță frumoasă aici. Băi, ce zone, băi, Fane, rămâi uimit. Da, mă, superb, mă. Superb. S-a și încălzit, vezi? E cald. S-a mai încălzit, da. Dimineața când am ajuns era un frig. Oameni buni, sunt trasee unde anumiți oameni au dat nas în nas cu ursul, să știți. Deci, e un grad de risc pe aici. E o cantitate, ca să zic, un număr de urși foarte ridicat în zonă. Și oricând poți să dai nas în nas în pădurile astea cu ursul. Păi ce abrupt e aici, oameni buni. O să cobor ușor, ușor, să nu cad, e belea mare. Am baterie, da. Problema e să nu cad în cap. Ia uite. Să vedem cum cobor și eu pe aici, mă. Opa! Ia uite, băi, cum a intrat ăla în depășire, băi, oameni buni, mă. A depășit aiurea, mă. După cum vă spuneam, am ajuns din nou în căruță. Am reușit cu greu să escaladez muntele cu băieții și apoi să mă întorc teafăr la căruță. Nu ne-am întâlnit cu ursul, dar asta este. Data viitoare. Băi, știi? Locul întâi de la Bran, poate. Am vrut locul întâi de la Bran, l-am găsit. Ovidiu, îi mulțumim. Locul întâi de la Bran. Da, dar Ovidiu Cristinoiu, îi mulțumim foarte mult că ne-a dus în locurile astea
extraordinare. Ne așteaptă, suntem așteptați în câteva luni, iar să facem o... Uite, Fane, alt. Ăsta-i corp. E râul care duce la Georgica, Prahova. Ăsta-i Prahova? Da. Nu, eu. Ia că ne intersectăm cu un Passat. Să rămână, să rămână. Ah, a ta? Da. Ah, nu știu, mi-a zis că de pe aici, cu fața ceva. Cum ar fi fale să trăiți în grezi așa? Ce ai face? Mi-aș face un... Ai apucat să schimbi prefixul? Mi-aș face un... niște cârge, cred că. Da, mă, te călești. Da, mă, e bine, e bine. Mai glumim, oameni buni, să nu credeți că noi mai glumim. E foarte, foarte okay, interesant. A prins viteză cu calul. Sper că v-a plăcut excursia noastră și rămâneți în continuare cu Fane și câini. Cai negri, semigrei, stâne, oi, tot ce vrem. Toată gașca nebună, salutăm! Salutăm și mulțumiri lui Ovidiu Cristinoiu încă o dată! Sănătate!